Apare internet. Hai să vă arăt ultima jucărie de la Gearbest. Un Wi-Fi repeater, practic o jucărie care ar trebui să mă ajute să extind semnalul Wi-Fi de la router în zonele din casă unde acesta routerul bate mai puțin. Teoretic, pe specificații părea foarte mișto, viteze până la 300 MB pe secundă. Merge și prin cablu, adică poți să-l conectezi cu un router, cu un cablu de la router, practic pentru a extinde semnalul într-o cameră unde ajung cu acel cablu, dar merge și ca repeater, adică îl bag într-o priză, îl conectez printr-un programel la routerul deja existent și teoretic ar trebui în zonele unde semnalul este mai slab să extindă semnalul, să fie un semnal mai puternic. În cutie nu avem mari chestii, cutia, e manual cu instrucțiuni destul de simplu. Arată aici deja cum să ne conectăm și selectăm modul repeater pentru a extinde semnalul de la alt router. Avem un cablu de conectare la router în cazul în care vrem să-l conectăm prin cablu. Și jucăria pe care trebuie să o băgăm în priză. Hai să o băgăm direct într-o priză. Vedeți că are becuri. Teoretic, acum se conectează. L-am conectat deja la routerul meu. Și să vă arăt cum e faza cu rețelele. Cred că va dura un pic până pornește. Da, deja a pornit, vedeți. Prima sus este routerul normal. Cu deja un test pe el. Viteze undeva la 20 de mega la download, 18 la upload. A doua rețea, la care practic rețeaua creată de Wi-Fi repeater, e aceasta. Semnalul aici este la fel de puternic. Eu l-am testat și în alte zone, adică m-am îndepărtat de routerul meu. Îi părea mai puternic decât routerul. Problema principală pe care am întâmpinat-o după ce l-am testat este că viteza e la jumătate și la upload și la download față de viteza din router. El ca specificație e fain, prețul e mic, e acum la ofertă pe Gearbest, 16 dolari și ceva, deci nu știu câte, 60 de lei, undeva pe acolo. Faza este că eu îl cumpărasem în prima fază pentru a avea semnal mai bun într-un din dormitoare acasă. Funcționează ok, dar nu am senzația că semnalul e cam la fel. Din ce spune el aici pe cutie, ar trebui să îmbunătățească semnalul în zonele unde routerul original abia ajunge. Doar că eu nu am sesizat o îmbunătățire masivă. S-ar putea să fie mai util dacă îl conectăm prin cablu. De exemplu, dacă aveți cablu tras în toată casa, puteți să legați direct la router și practic îl transformați într-o extensie a routerului actual. Dar ca Wi-Fi repeater nu pot să zic că am fost dat pe spate performanțele lui. E la un preț ok. Poate n-aș putea să-l conectez cum trebuie. Aici în specificații am văzut că erau și câteva recenzii destul de ok, dar nu pot să spun că am fost impresionat. Ce a fost mișto la el este că e ușor de conectat. Dar, repet, ca utilitate, probabil doar dacă îl conectați prin cablu direct la router, bine, un cablu mai lung sau dacă aveți deja toată casa cu prize trase, s-ar putea să vă convină mai mult. Cam asta a fost faza cu Wi-Fi repeaterul ăsta. Nu știu dacă e să vi-l recomand sau nu, cel puțin în cazul meu nu m-a dat pe spate. Viteza era, ca impresie, viteza părea mai stabilă. În zonele unde nu aveam semnalul era slab pe routerul principal, părea că viteza nu fluctuează, dar n-am văzut să am un semnal mult mai bun. De unde și testele de viteză, da? Speed test îmi zice că are
pe routerul original 20 de mega la download, pe routerul acesta pe Wi-Fi repeater 8, 10 mega. Asta e povestea. În cazul în care vreți să-l cumpărați, o să pun un link în descriere. Direct de pe Kirbest, ajunge cam în 30 de zile acasă.